18 mai 2019, ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locați, sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Gabriel Viorel și domnul Constant Viorel. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrurile. În ultima, prezentați-vă în comunitate. După cum ați fost informați, pe ordine de zi avem... De fapt, am avut două proiecte de hotărâre, din care e proiectul numărul 36, adică punctul 3 din ordinea de zi la punctul 3 va fi retras pe ordinea de zi. Deci rămâne numai cu 7 proiecte de hotărâre și diverse și 3 suplimentări. Cine este pentru ordinea de zi? Cine este suplimentar? Ați reușit să parcurgeți procesul verbal din la ședința anterioară? Dacă nu, să punem la vot. Eu am o propunere, domnul secretar. Să supunem la vot altă dată. De ce? Ca să avem timp să parcurgem. Nu poate altcineva un timp. Doamne. Deci trebuie... Cum vă spuneam? Dacă nu vreți, nicio problemă. Nu, dar să supunem la vot. Să supunem altă dată la vot. În următoarea ședință? Da, o să fie și ăsta. Nu ce problemă. Până are toată lumea, pe ce să le fac, cine nu, e aici. Continuăm ședința. Deci nu spunem la vot, dacă considerați dumneavoastră că nu-i parcurs. Eu vorbesc că nu vine pe azi. Cum arăt de ceilalți? Dacă ați avocați domnul... Am să ne-a făcut dumneavoastră, că vorbim niște ceilalți în urmă și că au venit. Domnul președinte, continuați, vă rog, ședință. Proiecte hotărâri vor 2019, privind schimbarea de unității de învățământ, școala gimnazială sau învățământ, școala gimnazială de Tucanul, Rosetii, Căiuții. Îți aprobăm domnul primarul în dată. E ceva acolo? Am o rugăminte, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Haideți să facem o vorbire pentru fiecare proiect în parte despre favorabil sau nefavorabil obținut în ședințele de comisie. Este un lucru, consider, foarte important să știm dacă intră sau nu intră. Eu sunt curios să văd dacă toate comisiile au dat favorabil pentru proiectele pe care le supunem dezbaterii noastre. Comisia favorabil, economică are toate proiectele favorizate favorabil. Trebuie anunțat acest lucru. Le-a avut domnul președinte. Da? Da. Proiectul dumneavoastră, proiectul respectiv, nu este avizat de Comisia Juridică. Restul comisiilor au avizat. Sunt două favorabil, una fără? Nu, dar trebuie anunțat, ca să știm. Deci, să scrieți ceva la cuvânt, dar nu oare. Păi, trebuie justificat de ce se numește, să va numi școala Răducanu Rosetti, pentru că inițiativa parțială este și a mea, nu numai a domnului primar, din partea Comisiei de Cultură, Răducanu Rosetti, dacă vă spune ceva numele acesta, este proprietarul în moșie de acea Comunei Căiuți, în perioada 1846 până la moarte în 1872. Licențiat în filozofie și drept la München. Personalitatea lui este remarcabilă la momentul respectiv pentru că s-a implicat inspirându-se în programele Revoluției din 1848 din Europa, din Franța și de la Viena, alături de ceilalți intelectuali ai vremii, în ideea națională și reformele sociale în România. Din această cauză, noi, cei din Căiuți, vrem ca, adică eu personal și cu aprobarea dumneavoastră, școala să se numească Răducanu Rosetti. Ar fi fost foarte bine ca la zilele culturii, când aveam prilejul acesta, să putem să și inaugurăm școala. Dar din cauza unor avize care trebuie să vină, o să facem această festivitate de acordare și de dezvelire a
firmei, școlii cu numele de Răzvan Rosetti la începerea anului școlar, în luna septembrie, anul curând. Să mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Zordan, aveți cuvântul. Deci, am existat și înainte. Vreau să mă întrebez înainte faptul pe care mă voi abține. În ședința anterioară, când s-a discutat acest subiect, am venit cu o propunere și am spus că ar fi fost indicat. Eu mă uniunam și până la ședința trecută, spun această denumire, să ne gândim și noi la valori autohtone care le-am avut profesori, învățători și să se dea denumirea unui cadru didactic, unui profesor, un învățător care a excelat pe raza Comunei Căiuți în anii din urmă. Nu s-a vrut, avem denumiri la bibliotecă Radu Rosetti, acum punem la școală Răducanu Rosetti. Nu știu ce mare învățător, poet sau ce-a fost, filosof. Dar nu văd, dacă era tot Radu Rosetti, mai zic, era scriitor, se lega cumva. Dar la filozof și moșier, denumiri de școală, nu știu, meritele care le-au avut așa de mari, ca să poartă școala numele lui Răducanu Rosetti. Putea foarte bine să fie un fost cadru didactic, un învățător, mă repet, care a performat și ne-a învățat pe atâția oameni și atâția copii pe raza comunității. Deci, pentru acest motiv, eu nu mă voi abține la votarea acestui proiect de hotărâre. Nici n-a fost mediatizat, nici nimic, a fost... Venim, eu zic, să fim un pic mai strânși și mai... stringenți când mai facem denumiri la școală. Răducanu Rosetti, Radu Rosetti, poate aduce și pe Smaranda Rosetti, o fi cu comisie și vreuna. Smaranda se pune o denumire la altă școală și o prezintă. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Chiaștru. Domnule, dacă ar fi ca să discuții personalitatea respectivului Radu Rosetti, ar însemna să pierdem timp mult de tot. Istoria despre familiile Rosetti este diversă. Un lucru mă face și pe mine să mă abțin și acela este următorul. Întotdeauna istoria a fost scrisă de învingători. Nu ne mai spunem faptul că din familia Rosetti a fost istoric. Care au scris? La acea perioadă, puterea lor financiară, eu n-am nimic cu boierii, cu oamenii avuți, puterea lor financiară și abilitate normal, că au fost oameni instruiți, care le-a dat posibilitatea să aibă o abilitate politică, s-au impus în vremurile respective. Problema este în felul următor. Pe vremea nu exista DNA. Ca să fie întrebați de ce au făcut o donație, de exemplu, Rosetti a făcut o donație lui Buza, cu moșii, ca să-i dea posibilitatea să acea de la domnie. Același lucru, și întrebare mă pun și eu, oare pe suprafața acestor locuri nu s-au perindat și eroi ai neamului nostru care au scris istorie mult mai însemnată și importantă? N-avem noi oare oameni învățați, oameni de cultură, a căror nume să aibă rezonanță în urechile noastre și să fim îndemnați de denumirea respectivă unei școli? Deci sunt doar câteva argumente pe care le invoc eu, cu specificația că pe baza asta sunt idei pro și contra și pot fi nenumărate, încât nu vom termina în an de zi. Istoria este diversă. Important este de unde luăm sursa respectivă. Dar plecând de la faptul că nu am plecat asupra unor oameni de cultură sau unor adevărați eroi de neamului nostru, asta mă face să mă abțin și nu să mă abțin, să fiu împotrivă. Vă mulțumesc. Se mai scrie cineva la cuvânt? Vorbea domnul Turlan să alegem o personalitate locală. Familia Rosetti n-a fost cunoscută la nivel local, ci la internațional. În casa Rosetti
Casa Profită a fost considerată cuibul unioniștilor și a contribuit la crearea României. E cu totul altceva, deci nu se compară cu personalitatea locală. Pe de altă parte, atât de amincios se spune în zilele de astăzi, încât am ajuns să nu mai avem încredere în cei istoric. Adică să ne gândim o filială, nu filială, o fie așa, nu fie așa. Deci, de familia Rosetti e scris în istoric, de ce este scris în istoric, în familia Rosetti? Deci, eu pot să-i scris, sper că nu supără, nu, chiar nu, asta e. Dar nu, domnul Matei, poate în următoarea grădiniță puneți Maranda Rosetti. Și cum mai aduce și pe străne, poate să punem Rosetti la toată comuna. Vă transformăm comuna Rosetti și pe mine. Supunem la vot în forma propusă de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Roșcar, vreți să vă dau vot pentru ce v-ați abținut? 10 voturi. Deci spus colegii. Da, pe același motiv. Bun. Da, ai votat la Laurențiu și la domnul Sâmb. Poate și... Nu, nu, nu. Poate și ce servetă, domnului Roșcar. Nu mai e vă domnul. Trecem la punctul 2, proiectul de hotărâri numărul 35 pe 2019. Pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Brăiuț numărul 12 19 a 2019 privind organizarea rețelei de școlarizare comuna Crăciunului Bacov, iar doar în corect 2019-2020. Inițiator, domnul primar Orinar. Dacă se scrie ceva la cură. Să punem la vot în forma inițială de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Sai punctul 3. Punctul 4, proiect de hotărâre numărul 37 pe 2019 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, inițiator, domnul primar Răunar. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Să punem la vot în forma inițială, domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 8.5. Proiect de hotărâri numărul 38 pe 2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Crăiți la data de 31.10.2019. Iniziatorul domnul primar Domnul. Cine să scrie la cuvânt? Să punem la vot în forma inițială. M-am uitat în raportul de specialitate, respectiv la biroul de contabilitate. Am dat detaliat aici și am observat că există la cheltuieli numărul de 23 de abonamente telefonice, telefonii mobile. Cine la primărie, în Vodafone? Primăria are 20 de abonamente? Sunt sub contract, au fost 28, am reușit să închid 5, dar folosite sunt vreo 8 sau 9. Trebuie să plătești 22 de lei. Păi da, să plătea 40 de lei. Bine, ce îmi beneficiază de 20 de lei? Sunt cartele la mine, nu-i nimic nu-i beneficiază. La mine e setat. Păi deci nu închide, dacă deși plătești? Sunt sub contract, nu-i pot nici poate. Nu mai, acum nu mai. Expire și nu se mai prelungește. Se mai va prelungi la maxim 8-10 cartele. Așa, mai văzut la tot aici, la așa, suma de 5.403 lei pentru servicii video. Pe ce, pentru ce plătim? Ce are? Video? Contractul pe an. Ce anume? Filmarea. Filmarea? Eu nu știam ce e video. Da. Sunt televiziune. Și evenimentele din comun. Deci urma ședințele din Consiliul Local și evenimentele din Consiliul Comun, la orice eveniment, au un contract, trebuie să vină... Suma de 5.790 lei pentru analize documentații medicale. Ce analize, ce documentații medicale? Analize medicale, nu știu acolo. Da. Cine? Medicina muncii. Medicina muncii. Și adică tot personalul, da. Este obligat să facă analize și cum să voi facă. Prin lege. Anuale? Anuale. Așa, am văzut foarte multe
tablete, imprimante, am văzut și am trecut, după aceea și anul ăsta, au tot să iau, să se strică, să... Da, avem la STS obligatoriu un contract, un ultimit. S-au schimbat calculatorile în dată primărie? Aproape, nu toate, dar au văzut asta. M-am uitat un divit eu de la poliția locală. Mi se pare foarte mult cheltuieli la poliția locală. Mă uit așa, zice, poliția 14.898 de lei reprezintă consum benzină 250 de litri de benzină pe lună. E cota lor. Cota lor. După aia 1870 lei, iar poliția locală piese de schimb. Iar poliția locală materiale și piese de interesări servicii, 2600 de lei. Iar poliția locală, nu știu, am tot un calcul, 21.508 de lei. Mi se pare o mare toată cheltuieli poliția. În afară de salarii și haine și tichete de vacanță și așa. Îmi pare, dacă am luat și ceva uniform, nu știu dacă sunt acolo, dar... nu mai rețin dacă am luat, am trecut sau mai înainte, dar le-am tot luat și costumat. Ținut-i. La capitolul 2 la învățământ. Zice doamna șefocontabilă că nu a primit de la școală gimnazială Căriuț justificarea sumelor. Și la fel am mai văzut, nu se prezintă justificarea sumelor pentru 338.756. E obligatoriu sau... E opțional, spre document de justificare. Prin Consiliu am vreau niște bani. Nu trebuie să justifice, cum au cheltuit banii ăștia. Eu nu le-am cerut. Dacă te cere, eu n-am cerut la școală de justificare. Aici spune că suma repartizată din bugetul local fără a primi justificarea sumelor cheltuite. Domnul președinte, adică... Așa nu e altfel, am trebuit să justifice. Și la curte de conturi, la justifică mie, nu ați treaba asta, nu? Nu, la contabilitate, nu dumneavoastră. Dar la contabilitate, la curte de conturi, nu-i verifică și școală, nu-i verifică. Nu-i verifică bani, nu-i verifică. Nu-i verifică numai pe noi. Și a fost verificată și școală. Păi am cerut și mai strix aici, și la contabilă. Așa am văzut la contabilă. Ia, mine s-a vrut ceva. Lucrări de zeprezire, de câte știu eu, sau cineva mi-a spus că contractul de zeprezire este o face Consiliul Județean. Pe drumul județean. Și așa, restul comunal, adică drumul județean ce înseamnă? Numai căriți pe alea, atât să încheie contractul cu și restul la nivel comun. Inclusiv ulițele adiacente drumului județean. Sale noastre. De-aia vedeam că de zepezii și nu știam, zic, bă, dacă ți-a încheiat la posibil de zepezii și mai rău. Nu avem porțiune de zepezii. Da, vă am atât, am vrea să mă vedeți pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc. Mare covătut la următorul an. Aici, eu ce am văzut, nu știu, poate greșesc, văd aici o sumă totală în jur de 730 milioane, ce înseamnă numai combustibil anual. Mi-aduc aminte, cred că până în penultimul an sau ultimul, penultimul an de mandat, aveam 200 de litri de motorină pe lună pentru tot ce aveam în mașină. Acum, nu știu, cred 720 vine să 10 toni. Ziceam că dăm răspunsul la sfârșit. Ați aprobat dumneavoastră vreo rectificare de cote la mașini de când sunteți consilier? Nu. Deci cotele sunt de când lumea și pământ. Astea sunt cotele pe mașini de combustibil. Nu s-au modificat. Dacă luăm 5 mașini, avem o tonă de motorină pe lună? Aceeași cotă o avem, chiar dacă avem 5 mașini. Eu am zis că mi se pare foarte mult consumul de carburant pentru funcționarea primăriei. Vă putem aduce și hotărârea când s-au apropat cotele. Nu e problemă, le aducem, dar eu... Putem să aducem și să cheltuia toți ani cu ea cu motorina. Dar consumul pe mijloc de transport e dar de carte tehnică, de un staff. Nu, dar sunt ne cadrăm într-o cotă anume, nu putem să am mic cotă. Da, asta ar fi o problemă, dar mă rog, deci mi s-a părut o sumă mai mare care a fost dată. Același lucru care l-am spus azi, îl repet. Mă uit, cheltuieli de materiale, întreținere, dezăpezire și ce s-a mai făcut la drumuri. 5 miliarde 700 de ani au făcut. Na, cu schipsis, cred că avem un jumătate de metri balat pe toate drumurile. Chiar o să fac și o interpelare ședința viitoare, să vedem efectiv ce s-a făcut anul de poartuția bani.
Ceea ce a spus domnul Matei, vreau să susțin. Domnul Matei, deci, în momentul când Consiliul Local aprobă o sumă, deci școala, cum primăria, la trimestru sau la sfârșit de an, prezintă contul de execuție bugetară, școala fiind în subdiviziunea Consiliul Local și al primăriei, este obligată, nu că controlează curtea de conturi, este obligată să ne informeze Consiliul Local privitor, cu privire la modul cheltuirea banilor. Deci când ridicăm mâna pentru școală și le dăm bani, da, le dăm 3, 4, 5, 6 miliarde, dar dăm și trebuie să facă o informare privind cheltuirea banilor. Și deci nu că dacă vor. Este obligat ca la 3 luni sau anual să depună și ei cum face Consiliul Local. Eu așa rețin, dacă se schimba regulile, înseamnă că e ceva de ascuns și cineva nu vrea să știe ce se întâmplă la școală. Dar tot ce sunt cheltui bani la școală, sunt aprobați de Consiliul Local. Păi dacă nu vine și ne prezintă modul de cheltuire a banilor publici, sau nu, să ne informeze, atunci nu vine să ceară să aprobăm noi, să cheltui dân și direct. Nu. Deci este obligatoriu, din ce știu eu, să vină să facă o informare privind cheltuirea banilor publici. Și ar fi corect să o fac și pe anul trecut și la 3 luni anul ăsta. Și poate mai sunt consilieri care vor ști cum să cheltui banii, pe ce și în ce fel. Aici vreau, dacă termă, nu știu, văd aici registrul spațiilor verzi, 500 de milioane. Doamna, domnul primar, dacă îmi puteți spune la registrul spațiilor verzi, știu că e obligatoriu, dar în ce constă și ce e, nomenclator stradal, vreia helmet, cred că o să fie specializat, nu știu, sumile, dar... Copii de filiții să avem registrul spațiilor verzi. Și asta, au avut curt garda de mediu în control. Și ne-au cerut hotărârile, după aia, copii după hotărârea, după hotărârea aia, după registrul spațiilor verzi. Da, dar și noi ce au făcut? Deci, puneți-mi avem o normă de spațiu verde pentru fiecare dată de Uniunea Europeană, pentru fiecare cetățean în parte. Și-a luat fiecare margine de șansă și-a măsurat-o, nu noi, firma respectivă. Și-a trecut spațiul verde, terenul de fot, spațiul verde. Și-a încadrat, a măsurat. Un fel de măsurată. Da, bă, 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 și numărul de casă. Vă spun acum și când termin, domnul președinte. Nu mă grăbiți că mă încurc. Mă intimidez. Vis-a-vis de școală, doamna contabilă, mă spune dacă obligator sau nu, dar eu mă întreb, oare noi suntem obligați când primim banii de la Consiliul Județean să le dăm justificare pe fiecare bani care ne dă, dar când dau multe sumă? Asta nu trebuie. Prin lege se poate să răspund doamna contabilă. Banii primiți de la Consiliul Județean, noi suntem obligați să dăm justificare pe care bani și cum? Dacă își face datoria și sunt verificați, nu știu dacă din datoria noastră... Să nu putem aproba, nu mi-e știință din cauză. Da? Păi, păi, de ce avem să avem proiectul aici? Domnul primar, ce confuzii faceți, dar mine tăceați. Tu ai dat niciodată la școală. Este autoritate publică independentă, nu este în subdiviziunea Consiliului Județean. Hai să facem două lucruri distincte. Școlile din Comuna Căiuț au cont în subdiviziunii, buget. Deci nu faceți, nu confundați, sincer. Deci nu are treabă, nu suntem subordonați cu Consiliul Județean. Școala e. Și mai fac dialog, așa e ok. Aș vrea să vă întreb de câte ori ați luat justificare dumneavoastră pe banii de la școală. O să scoatem, să o vedeți că vedeți. Dar de câte ori ați luat justificare, de câte ori ați luat justificare pe banii de la școală? Dar nu mă deranjează. Dar vreau să muncesc în plus degeaba. Dar nu muncesc. Vă rog frumos, nu faceți dialog. Răspundeți-l domnul Dunaș și treci mai la proiect. Am răspuns. Nu, la alt cuvânt. La alt cuvânt. Au scuzat, domnul Dumnezeu. Era să vă rog. Da, mă rog, nu mai... Ce facem aici? Păi mai facem. Păi poate nu
Consiliere, mulțumesc, de asta am avut de spus. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Răcheanu. Ministru, că o să vă supărați că repun în discuții acele trei plus două telefoanele găsite în locul respectiv. Spunea cineva că cartierul ar fi plin de oameni. Vă rog frumos să luați în considerare ca o interpelare verbală prezentarea de către contabilitatea primăriei Căriuț a unei situații a plăților efectuate pentru aceste telefoane pentru perioada de un an de zile, cu specificații să fie trecute inclusiv sumele care sunt, au fost plătite peste costul abonamentului. Aceste telefoane, când au fost luate, ele probabil au fost repartizate pe oameni. Va trebui să avem lista oamenilor care... Că nu cred că vă este indiferent, dragă executivului, ca să nu știți care fac costuri suplimentare față de abonament și acum, dacă ele vor fi suplimentare și micuții, pot fi acceptate, dar dacă ele sunt mari, așa. Deci, mă repet, situația plăților de la contabilitate pentru fiecare telefon în parte, pentru o perioadă de un an. Cer este desfășurător. Acest lucru trebuie făcut. Al doilea punct. Se vorbește despre video. Video respectiv este cu înregistrarea probabilă a acestor ședințe și cu alte ocazii altor evenimente. Același lucru, în aceeași interpelare, în aceeași interpelare verbală, care doresc să fie luate considerare, solicit situația plăților, dar înainte de situația plăților, domnule, doresc proiectul de hotărâre care a aprobat filmarea ședințelor respective, doresc contractul cu clauze stipulate între noi, între dumneavoastră executiv și societatea prestatoare, și situația plăților pe un an de zile, ultimul an de zile. Și am să vă spun și de ce. Domnule, a existat o lună în care nu s-a realizat filmare și implicit nici redare ședinței respective. Au existat una, îmi amintesc bine, dacă nu două ședințe, în care redarea a fost făcută trunchiată. La una din ele am intervenit eu asupra patronului societății respective și a mai reparat ceva. Și mai rău, a existat o situație în care a fost înregistrată ședința respectivă, a fost redată și imediat retrasă. Spune clar, cuvântul retras nu puteam să o retrag eu, că nu eu am distribuit-o pe media. Ne întrebăm de ce. Și acum, în interpelare, mă repet, proiectul care a aprobat filmarea, poate să fie antic-vechi, dacă nu îl considerăm, îl refacem și așa, contractul cu clauzele respective și situația plăților efectuate pe luni, pe ultimul an de zi. A fost cea de-a doua problemă. Cea de-a treia problemă. Situația mijloacelor audio. Nu am aprobat cote, domnule primar. Că ele sunt antice, vechi și de demult și că trebuie să mergem cu ele. Noi trebuie să actualizăm aceste consumuri și de ce nu să aprobăm cotele respective după necesități. N-ar trebui oare să supunem aprobarea acestei cote? Apoi, luăm în calcul faptul că sunt mijloace auto, mecanic, tractor, cu ce ne-am mai dotat la proiectele respective. Nu știu dacă este făcut, și solicit să îmi comunicați, dacă este făcut o repartizare a consumului și dacă s-a făcut, revin, o analiză economică asupra consumului executat cu aceste mijloace vis-a-vis de gunoiul ăla reciclabil, sacii de bidoanele de plastic. Domnii mei, pentru că eu mă repet, nu știu dacă
un tractor, cu tractorist, cu încadrat, cu oamenii de la 416, luați să-i încarce, să-i descarce, să-i resorteze, dacă acoperă cheltuielile de valoare materiale refolosibile, dacă acoperă cheltuielile respective. Vă rog să procedeți la a realiza o analiză asupra acestui aspect. Și încă o altă problemă. Nu trebuie să întrebăm pe nimeni, doamna contabil poate să confirme, eu știu sigur, că nu este facultativ problema în legătură cu școala ca să nu justifice. La intervenția domnului primar, prin care ne spune nouă că banii de la județ, pe care îi primim de la județ, noi nu dăm cont pentru ei, că așa ar trebui nici școala să nu dea cont primăriei. Dar să vă dea, domnule Ciprin, dar dumneavoastră știți ce sunt. Să vă dea ce vreți. I-ați dat cuvântul primarului, domnul președinte, nu cred. I-ați dat cuvântul primarului. Banii de la județ și de la guvern, că nu sunt singurii bani care vin la nivelul unic, nu mai vin și de la guvern. Aia vine curtea de conturi asupra lor și întreabă de modul cum au fost cheltuiți. Și la școală vine curtea de conturi, domnule. Și o să vină. Noi, atunci, eu mă întreb un lucru, de ce trebuie să ridic eu mâna pentru școală? Că e în subordine a Consiliului Local. Păi și atunci în subordine înseamnă la bine și absolut totul. Să vedem ce dumneavoastră trebuie să vă aliniați legislații în lingvare și să se poteți. Da, aliniați să dumneavoastră, eu nu mă alin. Poteți? Dar cine mai chemați aici, domnul primar? Dacă da. Dar vă chemiu, dacă vreți veniți acum, nu. Vă abogați, vă obliți. Nu, domnul primar, nu v-am întrebat niciodată. Domnul primar, dumneavoastră nu aveți dreptul, dumneavoastră, e un comportament total necuviincios. Și că dacă vreți, veniți sau nu veniți. Dacă vreți, dumneavoastră veniți sau nu veniți. Asta este consiliul din care dumneavoastră nu faceți. Scrie undeva cu primar, oprite consilierii să nu la ședință. Păi nu vedeți că intră, dar de ce nu îl opriți pe primar, vă rog frumos? Că face dialog cu mine. Chiar? Păi chiar? Asta-i dați ocazie să faceți dialog, vă rog. Păi nu așa e. De vedere și terminați. Păi dar nu asta era, domnule. M-a întrerupt, domnul președinte. Ce? Bă, că tu ai început să vorbești cu toată lumea. Eu m-am oprit. Ei mai ați simțit dacă tu ești în posibil ăsta. Să fii tu, să fii tu președinte. Eu cred că să fii tu simțit. Doresc să fii tu simțit. Ei fiecare. Așa e. Dar pune aparatul ăla ce face. Tot ei bage seama la toți oamenii. Chiar nu te înțeleg. Ești atât de știu. Păi n-ai cum să mă înțelegi. E diferență să mă înțelegi între noi. Diferență, să vede. O plec dacă e diferență. Poftiți, domnul Ochel. Păi, dumne, nu știu, pe cuvântul meu, dar de fiecare dată când iau cuvântul, și niciodată, domnul președinte, vreau să vă spun un lucru. Nu am făcut referință decât la proiectele pus în dezbatere. Nu am ținut lecții de morală, de etică, de istorie, de literatura. Noi funcționăm în baza legii și în baza unui, cum se cheamă? Regulament aprobat la începutul mandatului. În acel regulament am votat și faptul că fiecare ședință din Consiliu să fie filmată. Am constatat cu toții că ultima ședință a fost filmată, dar n-a fost postată. Până la asta au mai fost câteva care nu au fost filmate, am trecut cu vederea faptul că erau din dat, erau extraordinare, am trecut cu vederea. Dar aici să filmez o ședință ordinară, să o postez și imediat să o retrag, mi se pare urât, un gest urât. În jurit, comisia nu mi-a dat aviz nefavorabil pentru acest lucru. Și o să mai continui despre problema asta la diversii pentru că e cazul. Deci, la proiectul ăsta hotărâri și următorul o să mă obțin pentru aspectul ăsta. Deci nu mi se pare normal să fim luați de proști. Adică spunem una și facem alta. Dacă am stabilit și toate ședințele, se filmează, toate se filmează. Și dacă am stabilit că toate se le dau, toate se le dau. Cu abonări de băi, că au pus-o și nu știu ce s-a întâmplat, asta mă cred, eu nu cred.
Mulțumesc. Are cuvântul domnul Roșcan. Da, tot trebuie să justificăm dacă le deabținem și motivația pentru care o facem. Aș vrea să știu punct de vedere al domnului contabile, dacă la sumele repartate școlii există obligativitate de a prezenta documente justificative. Un punct de vedere. Asta mă motiva de faptul că dumneavoastră ați menționat aici că nu am observat. A scris dumneavoastră asupra raportului să fie sumă repartizată din bugetul local, da. Fără a primi să justificarea sumă în două locuri. Două locuri. Da. Și vreau să știm dacă faptul că a scris asta, înseamnă ne-a dat ceva de pe mâini. Deci, dacă vreau să spun, da. Dumneavoastră mi-aș cerut analitic situația cheltuielilor, în sintetic, pe fiecare articol. Cerându-mi analitic, eu nu aveam de unde să știu școala ce a plătit pe fiecare furnizor, pe fiecare categorie de cheltuieli. De asta am spus că nu știu. Dacă îmi cereați analitic, analitic pot să vă dau din dare de seamă. Dar grosomodo situația. Și de-aia am spus că nu am detaliere. Cum aș cerut dumneavoastră analitic, fiecare ordonator principal și ordonator secundar, terțiar, ne sunt înși, au obligația de a prezenta. Nu am analitic. Mulțumesc. De-aia am scris că nu am situația analitică. Are cuvântul domnul Păduț. Tot o întrebare pentru doamna contabilă. Ați făcut solicitare pentru școală să primiți justificare? Pot răspunde. În legea 273 și în legea a finanțelor publice locale și în legea 500 a finanțelor publice prevede obligativitatea justificării sumelor primite. Deci eu nu trebuie să fac solicitare. Cum nici Consiliul Local nu face solicitare să prezint raportul execuției bugetare. Spune în lege și mă conformez legii. Și dacă nu se face justificare, ce se întâmplă? Care-i sancțiunile? Pentru școală. Ne uităm în lege dacă prevede sancțiuni. Sigur, sunt prevăzute sancțiuni, dar nu le știu. Are cuvântul domnul doamnă. Scurt, ca să nu mai ajungem de cetăm cu domnul primar. Nu vă cetați cu mine. Eu pot să vin la ședință. Dar noi știm că puteți să nu venim, nu-i problemă, domnul primar, și noi putem să nu venim dacă vrem. Dar vreau să compiez și să faceți o distinție clară, domnul primar, între Consiliul Local și dumneavoastră. Noi suntem deliberativul, iar dumneavoastră executivul. Dumneavoastră nu trebuie executat nimic dacă ăștia care spuneți dumneavoastră că nu trebuie să venim la ședință, nu venim să ridicăm mâna. Cu majoritatea care nu face că sau obligat, nu, dar lăsați-mă, când era obligat, nu poate da, domnul primar. Aiurea fără rost. Dar nu spune aiurea, dar nu pot să oblig pe cineva să vină la ședință. Puneți pumnul în gură, de ce faceți dialog? Îmi puneți vorbă, îmi vorbim și nu îmi pune nicio vorbă. Noi deliberăm, dumneavoastră trebuie să executați, asta e deliberativ executiv. Nu puteți spune, puneți pumnul în gură la consilieri, la partidul dumneavoastră, nu am noi. La ceilalți. Și ce mai v-a deranjat? Dacă v-a întrebat cineva, da, știam că este obligatoriu ca școala să prezinte raport pe banii priviți. De câte ori este raportul la școală? Permanent să dădea, să știi. În 12 ani de câte ori este raportul? Permanent. Și o să vi-l scot, da. De câte ori ai fost în primărie? De câte ori îți face raportul? Da, să dădea. Da, mai primea de la școală, nu întotdeauna. Dar nu trebuie acum dacă cineva unii trebuie să vă... N-a fost o practică. Eu n-am făcut-o, n-am cerut niciodată și cu asta primar, și de ce trebuie să ne cerut? Să vă dea cine vrea, vă faceți administrație. Administrație înseamnă să administrați și școlile unde le dați mașini. Păi da, nu ne mai cercăm pe lucruri din nimic. Da, domn, prezinteți un raport și gata, ce mare lucru, doar toți să știe. Dar prezintă-l oficial și nu mai să ceartă X cu Y și cu Z. Deci să știți, dumneavoastră executăm, nu puteți executa dacă cei care suntem nu venim. Trei luni, să vedeți că n-aveți ce delibera. Nu o să puteți faceți proiecte, nu o să puteți faceți nimic dacă noi nu aprobăm. Atunci vă vedem puterea. Să știți că puterea deliberativă e mai mare decât executivă. Pe lege. Noi nu deliberăm și asta nu trebuie să executați. Și nu ne mai cerăm de nimic cu mine. Să dea la școală la patru și gata, ce atâta... Parcă s-a spus de ceva. Mă rog, eu atât am avut să spun. Vă mulțumim, doamnă. Mai scrieți ceva la părintea asta. Eu vreau să am întrebare lămuritoare, domnul președinte. Și aici, tot doamna contabilă. Școala Căiuț are personal de juridică? Da. Și atunci ce vă băgați în... Unde depune execuția la școală?
Pe bugetul local la primăria Căiți. La bugetul aici? Da. Când îi vine sorocul să depună execuția la dumneavoastră, atunci faceți observații. Și cu asta am terminat. Păi treaba la 31 decembrie. Sunt măsuri coercitive, domnule. Dacă nu se conformează, sunt măsuri coercitive. Asta îmi trebuie și eu. Poți să-ți da organii de control, primiți și creezi stare de disconfort. Pentru că să ajung la discuții care să... Deci, să punem la vot. În forma inițială de domnul primar, cine este pentru? Deci... Împotrivă? Abțineri? Domnul Marcus și domnul Ochial. Și domnul Roșca. 2, 4, 5. 5. La întrebarea cu numele de telefon. Toate astea sunt cartele nesigilate, nefolosite, cu acele numere pe care n-am putut să le până la urmă. Sunt uitați. La diverse, domnul primar. 2, 3, 4, 5, 6. La diverse, domnul primar. Ce aveți? 4 mașe acolo? Da. De-a fost la ședința? Da. Doamna secretară. Proiectul de hotărâre numărul 39 pe 2019 privind aprobarea contului de execuție și indicatorul execuției bugetului local al comunei Căiți la data de 31.3.2019. Inițiatorul domnul primar Lorindal. Dar să scrieți ceva acolo. Să spunem la vot în forma inițială domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Aceeași, nu? Da. Nu, 4 abține. Aceeași. Cine? Domnul Dulac, domnul Sfânt. Ba da. Proiect de hotărâre numărul 40 pe 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuielile comunei pe anul 2019. Inițiator domnul primar Rondar. Dar să scrie ceva la cuvânt. Are cuvântul domnul Matei. Am constatat că, deși în ședința din care am aprobat bugetul local, am făcut un amendament ca să alocăm 50 de lei pentru gaze naturale. Nu apare lista de investiții, suma respectivă. S-a clarificat. Deci e clarificat. Da. Da, mulțumesc. Asta e. Să punem la vot în forma inițială, domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri 3, domnul Gurdan, domnul Marcos și domnul Cheanu. La punctul 8? 10 pentru. 10 pentru. Proiect de hotărâri numărul 41/2019 privind aprobarea privind preluarea și predarea pe titlu gratuit a unor sume mobile. Inițiator domnul primar Lorindal. Este cineva să are cuvântul domnul Dodan. Asta vreau să vă spun, mi se pare, chiar dacă se predă cu titlu gratuit, înscrierea în inventar ar Dacia Solența cu 259 milioane de lei, mi se pare o sumă exorbitantă, e o mașină 5 cu 20 milioane astăzi, la un rocar, nu știu, an, cum mai știu dată. Dar deci, care e problema? În timp, cât pot, în cât timp se pot amortiza? Că 250 milioane. Ok, bine, dacă, dar suma... 5 ani. 5 ani, nu? Așa s-a primit. Așa s-a primit. Asta este suma pe care s-a primit, n-am ce să fac. Asta e, asta am zis. Mi se par sumele mari pentru scurierul inventar. Asta e. Cred că n-au demontat microfoane de aia e valoarea mare.
Noi de răsâncați, primăriați, ok, bine venit, dar 423, 100.000 de euro, măcarci, primăria, inventar. Se întâmplă ceva cu ea, nu știu ce... Da. Așa s-au punit numele. Să punem la vot în forma inițială, domnul primar. Cine este Pedro? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul de hotărâre numărul 42 din 20.05.2019 privind aprobarea modificării contractului de lucrări numărul 696 din 5.07.2018 pentru realizarea obiectivului de investiție în modernizare drumului de interes local în comun în comuna Căiuș de Spatul. Iar tot domnul primar. Dacă se scrie ceva la cuvânt la aceste... Eu ceva nu ocupat decât cu animale, dar pe o firmă bună, e atentă, chiar și nouă sunt 1.000 lei, dar o să stăm tot sub leagă, nu? Da, este diferența... Da, diferența de la... Sigur că da, de la 0.3375 la 2.35. Cu cât am văzut să fac contractat pe o firmă, dar 4 lei... Și nu știu dacă nu sunt. 40 miliarde, nu 4 milioane. 40. 4 milioane am văzut, 25 fără TVA. Domnul Ioan, ați funcționat? Supărăm la vot în forma inițială, domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține, domnul Ioan, supărăm chiar. 11 pentru. Proiect de hotărâre numărul 43 din 22.05.2019 privind aprobarea principalelor manifestări culturale sportive care se vor desfășura în comuna Căiuș de Turbatul în anul 2019, precum și a cheltuielilor estimate pentru realizarea acestora. Inițiator, domnul primar Dorinel. Dar se scrie ceva la cuvânt. Domnul Orgeanu, aveți cuvântul. Domnule, văd la anexa 1, la proiectul acest proiect de hotărâre, următorul lucru. Sunt total 10 activități trecute în acest proiect. Dacă s-a propus odată separarea bâncii atâlcului pericului de zilele culturii, a fost un lucru extraordinar de bun. Cu această propunere eu consider că e bun. Găsesc, în schimb, în cadrul zilelor culturii din comuna noastră, a lipită o sărbătoare inițiată de câțiva ani buni în comuna noastră, asemenea altor sărbători de acest gen, care s-au adăugat în anii trecuți. Mă refer la sărbătoarea Saltângului, la sărbătoarea Vorunului și la sărbătoarea Bradului de la Prag, Vorunului la Heldin. Mă întreb de ce s-au alipit cele două. În schimb, cu ce ar trebui să fie mai presus sărbătoarea Saltângului, pentru care s-a alocat suma de 9.700 de lei, iar pentru celelalte două sărbători, respectiv sărbătoarea Bradului de la Prale și a Vorunului de la Leptim, doar 7.500. Dacă există vreo explicație concretă, asta, să vă rog să nu invocați faptul că îi se lipește de zilele culturii respectiva sărbătoarea Saltângului. Vin cu propunerea ca sărbătoarea Saltângului să fie separată de zilele culturii, cum separat este și sărbătoarea Vorunului și respectiv sărbătoarea Bradului. Atât. Mulțumesc, cineva. Aveți cuvântul, domnul primar. Deci la sărbătoarea Saltângului este prins și acel eveniment pe care l-am făcut an de an, vis-a-vis de cei 50 de ani de căsătorii. Se dau? Separat, dar în separat. Da. Atunci se marcă și acel eveniment, la care avem 10 dosare. Și să mai... Bine, ați luat zile cultură.
spus. Da? Mă referiți cumva la nunta de aur? Păi, domnul, sumă estimată pentru nunta de aur, văd 2.800 de lei. Da, dar trebuie să fie alocată. Trebuie să ne pregătim la altfel pentru acest lucru. În ce constă o pregătire? În ce constă această pregătire? Constat o discriminare a celor trei sărbători. Adică, dacă pentru nunta de aur, domnul, ne împărligăm așa de zilele culturii cu sărbătoarea Sarsfântului, cu Munta de Aur, cu nu știu ce. Dom'le, n-am decât la zilele culturii să fie Munta de Aur, sărbătoarea Sarsfântului să fie și ea separată cum e Golunul și e Braz. De la Praia. Domnul... Deci asta este foarte simplu, ce a spus. Printre altele, acolo scrie sumă estimată, dacă a spus. Știți ce se întâmplă? Ce aprobăm? Eu cred că nu ne jucăm de aprobatul domnului primar. Am scris sumă de fie. Nu riscă, e estimată. De ce nu estimați și la Prarea, la Brad, tot 9.700? Păi, de ce dosarii? Nu am o garnită acum. Poți să rectifici acum. Păi, da. Domnul președinte, o întrebare pentru domnul Bărțean. Acum un an, la prima ediție la Gorun, câți bani vă decontați pe sărbătoare? La ce vă referiți? Ediția întâia, la sărbătoarea Gorun. Câți au făcut alte? S-a alocat 50 și s-au decontat 4.000. 4.000 în loc de 5.000. Și de la 4.000 la 7.500, nu cumva e da. Aproape 50%? Dar de la 7.500 la 9.700, nu cumva e tot 1% în plus? Dar dumneavoastră să... Nu dumneavoastră. Dumneavoastră, știți, mă întrebați pe mine, dar nu mă lăsați să vă întreb și eu dacă de la 7.500 nu este în plus la 9.700. Domnul Orteanu, eu cer scuze prin interviu, nu am intervenit niciodată în discuția noastră. Da, dumneavoastră, vă rog frumos să vorbiți cu noi fapte concrete. Nu combine asta și asta, că de ce e interesant? Dar asta așa lungiți boala asta, că dați sentimentul și vorbiți mult. Eu ce scuze, v-am spus ceea ce vă spun. Doamne, e discriminarea asta pe față de asta. Atunci, am spus asta. Asta v-a subiectul că trebuia să spun. M-a întrebat, trebuia să-i răspund. M-a întrebat, mi-a pus întrebare. Mi-a pus o întrebare. Sumele pe care le-am le-a acordat pe Consiliul din bugetul de 100 de mii. Care Consiliul le-a acordat? Nu Consiliul, primăria. Dar nu acordă, noi acordăm, noi acordăm. Dar nu acordă, faceți dialog. Acum am încercat. Am discutat cu domnul Matei în legătură cu schimbarea datei de la Prale și cu o sumă estimativă, e adevărat atunci, care a devenit concret acum la 7.500 de lei. 7.500 de lei pentru Gorun și pentru sărbătoarea Bradului, care sunt sărbători locale la nivelul satelor Heldiu și Pralea, și sunt la latitudinea dumneavoastră să reorganizați în măsura acoperirii cu această sumă cu care vi se acordă sau se aprobă astăzi. Dacă dumneavoastră o să considerați că este prea mică, la anul gândiți-vă la amploarea manifestării și atunci veniți cu un deviz care să vă îndestuleze activitățile dumneavoastră de la Vendim. Vă aveți ceva? Nu, mulțumesc. Are cuvântul domnul Măzărin. Am observat la punctul 3 din anexa 1, punct muzeistic din aer liber, 2 iulie 2019, și spune devenirea bustului domnitorului. Facem un bust, noi ceva, sau domnitorului care? Din acel mare. Că nu rezultă, deci... Asta e anexa la manifestări. Aveți în față preambulul. Manifestarea este... deci bustul să sub... sau... Și blocul de bogați, este inclusă chestiunea aceasta în aniversarea 515 ani, pe 2 iulie, de la moartea domnitorului. Și domnul primar a primit din partea Consiliului Județean latitudinea și lejeritatea de a include podul de la Ștefan cel Mare pe teritoriul comunei Căiuț. Este un lucru benefic pentru noi, pentru că accesibilitatea la acest pod se face numai de pe teritoriul comunii Ștefan cel Mare, prin Rădeană, datorită faptului că linia electrificată nu mai permite traversarea linii. Și atunci ne-am gândit
ca la acest eveniment sau la acest soroc, că în evenimentul noi îl facem, să facem o cale de acces de la bariera noastră peste câmp până acolo și acolo să facem o cale de să completeze ceea ce este acolo. Pe lângă pod, este un obelisc acolo care a avut la vremea respectivă și capul și acum este dispărut. Să facem un bust, să împlinesc 515 ani de la moartea Domnitorului și un panou publicitar care se explice de ce acolo este bustul și podul. E o construcție acolo din 1493 începută și terminată în 1496. Pe vechiul drum al Sării, care ducea sarea de la Gândorna la Galatea. Nu scrie nimic. Când vă zic să mă uit, băi, nu scrie nimic. E domnitor, e pod. Unde vă zic la pod? Nu scrie nimic pod. Domnul... Nu scrie la pod. Eu am întrebat... Dar noi, acum nu vorbim de proiectul de hotărâri 44, aveți? Aveți anexa. Aici trei la... De fapt, cum trei, da, 44 cu anexa. Punctul 3. Punctul 3. Am găsit? Dorim 43 și sunt 44 de diverse. 44 și 3. Ne-am pătit cu ei. Da, am două. Și domnul primară, domnul Matei v-a întrebat pe noastră. Da. Și m-a întrebat, nu pe domnul profesor. Dacă vedeți acolo la... Da, mulțumesc mult! La capătul, la sfârșit, scrie inițiator, aici ai dus, vedeți? Ați găsit un... Am găsit, mulțumesc mult, l-am primit astăzi și l-am venit să-l studiez. Nu îi face... O suntem... Să părim la vot de vorba aici al domnul primar. Cine este pe aici? De domnul consilier. Domnul consilier Sârbu. Domnul, pardon, eu nu voiesc. Deci atent, domnul. Da, mulțumesc, domnul. Dar și acum să vedeți, doamne, mai calor. Deci, am să vorbim la votă vota inițială de domnul... Consilier Sârbu. Da, consilier Sârbu. Cine este pentru? Să iniția cheltuielile? Da. Împotrivă? Abține? Abține de 3. Domnul Marcu, să vedeți să vă spuneți de ceva să vă da, nu e echitate la sumă. De toate sărbătoarele, vreau să primească bani la fel. Mulțumim. Deci am avut, vă spun de ce. Păi da, faci de hotărâri, vă rog, 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 care? La 43? La 44. La 44. A trebuit să vă rog, mare, să vă fac ce costă. Eu nu mai văd. Că da, 43 a fost 10 pentru 3 abține, domnul Mărcuș, domnul Mășcaș și domnul Cheam, da? Cum se spune? Da, da, 3 da. 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 Să punem la vot formă inițială. Lasă-ne să ne gândim, mă, da. Da, s-a putut să vă gândiți la ședință, domnul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul cel mai grav, votul divers. A, nu mai e acum. Nu, ba da, ba da. A, divers, cu ea. Să scrie cineva la cuvânt? Are cuvântul domnul consilier la urmă ceva de ei. În ședința de luna trecut a rămas stabilit că îi faceți o situație cu ajutoarele sociale de ultimul de vârf, de ani. Era doar pe ultimul de ani. În fiecare luna am discut o scăzut. Apar la următoare poate o avem. E doamna care s-a făcut prin tot ce are două săptămâni în Manela, adică prin tot ce. Dar nu uita, nu? Nu uita. Și revin la discuția din ședinței cu filmarea. Mă interesează în ce discuție. Deci mie nu mi se pare corect cum se construirea asta. Deci mie nu mi se pare corect.
Atâta timp cât am aprobat. Atâta timp cât am aprobat un regulament, este normal să-l respectăm. Dacă nu-l respectăm, îl modificăm și asta e viața. Vedem ce facem. Punem sancțiuni, vedem cine răspunde pe lucrul ăsta. Nu spui ce la definiție cineva să răspundă. Deci, dacă nu apare filmarea, punem în ședința următoare, în scopul de schimbarea regulamentului. Pentru că facem dorim și în locul loc. Atât, domnul Dușan. Mulțumim. Ședința închisă. De ce? Am timp să vorbești, am întrebat, dar să scrii ceva la urmă. Păi și nu vreau mai întrebat.